tinerii fotbaliști suceveni s-au calificat din faza grupelor de pe locul 2, cu un bilanț de 2 victorii și o înfrângere, 2-1 cu Bihor Oradea, 1-0 cu Clubul Sportiv Școlar Caransebeș, respectiv 0-2 cu gazdele de la CSM Focșani. Formația antrenată de Andrei Ițco a disputat vineri de la ora 10 finala mică a competiției, în compania celor de la Clubul Sportiv Luceafărul Cluj. Ardelenii au deschis scorul spre finalul primei reprize, iar sucevenii au restabilit egalitatea după pauză prin Fabiana Ursulesei. Câștigătoarea medaliei de bronz avea să se decidă la loviturile de departajare. Luceafărul Cluj a ratat primele 3 execuții, iar LPS Suceava avea să se impună cu 3-0 la penaltiuri și 4-1 la general. Am egalat pe contraatac și puteam să ne adjudecăm victoria încă de la finalul timpului regulamentar. Am avut 2 bare, iar în ultimile minute am ratat singur cu portarul. Una peste alta ne-am clasat pe locul 3 dintr-un total de peste 500 de echipe înscrise. Este o performanță extraordinară pentru această echipă, răsplata muncii din ultimii 3 ani, a declarat antrenorul Andrei Ițco. Câștigătoarea ediției din acest an a memorialului Gheorghe Ola este Academia Gheorghe Hagi, care s-a impus în finala mare, disputată în compania gazdelor de la CSM Focșani, la loviturile de departajare, după 0-0 la finalul timpului regulamentar.